strânjenitorul acuzat. În timp ce își repara tunica sfâșiată de sus până jos, marele preot se gândise la un lucru. Anume că, de când cu stăpânirea romană, justiția izraelită nu avea dreptul să pronunțe condamnări la moarte. Acest drept era rezervat reprezentanților lui Cezar. Ori Caiafa avea un patriotism aparte. El aprecia că Iisus, chiar dacă nu era un bandit de ultimă speță, constituia un pericol de prim rang pentru concetățenii lui. Cu mania lui de a se proclama regele evreilor, ar putea la un moment dat să atragă spre el un număr de pieri de vară și cine știe dacă această revoltă n-ar însemna pentru romani un pretext de masacru și de impunerea unui nou tribut. Mai întâi să-l condamnăm pe prizonierul nostru ca fiind găsit vinovat de nenumărate infracțiuni contra legii, își zicea el. În acest fel vom demonstra clar autorităților romane că respingem orice formă de solidaritate cu privire la actele acestui șnapan. După care îl trimitem la guvernatorul Ponțiu Pilat, care va rezolva problema. Al doilea interogatoriu al lui Iisus nu suscită deci mare interes. Fu întrebat dacă el este Hristos, adică dacă se pretindea a fi uns de Dumnezeu pentru a fi Mesia, cel ce trebuia să-i mântuiască pe evrei. Spune-ne dacă ești Hristos, făcu Caiafa. Iisus, în care în acel moment nu-i funcționa natura divină și care căuta să evite o condamnare, nu răspunse nici da, nici nu. Dacă vă spun că sunt Hristos, murmură el, nu o să mă credeți. Și dacă la rândul meu o să vă pun întrebări, nu o să-mi răspundeți și nu o să-mi dați drumul. Pentru că include idei preconcepute în răspunsuri echivoce, comandă Caiafa, să fie condus la Ponțiu Pilat. Capitanul gărzilor transmise acest ordin oamenilor lui, care îl executară imediat. În tot acest timp, ce se întâmplase cu Iuda? După ce îi conduse pe soldați în grădina Ghețimani, urmă de la distanță escorta până la palatul marilor preoți. Se ținu la curent cu ceea ce se întâmpla. Apoi, fu cuprins de remușcări, era și timpul. Cei 37 de franci și 50 îi atârnau greu, ca și când ar fi fost în monede de plumb. Se gândi că reaua purtare, lipsa de probitate și toate celelalte defecte ale lui Iisus nu justificau trădarea lui odioasă. Alergă la prinții preoților cu arginții din care nu cheltuise nicio centimă. Ce putem face pentru tine?" fu întrebat. Găsești că n-ai fost plătit îndeajuns?" Nu, bineînțeles că nu. Dimpotrivă, vin să vă dau înapoi cei 37 de franci, 50 ai voștri. Nu-i mai vreau." Ia te uită, ce ciudat ești! Acum 2 zile ne săcâiai ca să obții câțiva denieri în plus. Și acum găsești că ai prea mult?" Luați-vă banii înapoi," strigă Iuda. Îmi frig mâinile. La urma urmei, Iisus nu e atât de vinovat pe cât credeam. V-am predat un inocent. Eu sunt ticălosul. Luați-vă monedele înapoi." Prinții preoților se consultare din privi. Drace," zise unul, ai venit prea târziu. Iisus va fi condamnat din cauza lui însuși. Blasfemiază fără încetare. Ți-ai câștigat corect banii, așa că păstrează-i." Dar eu vă spun că nu-i vreau." Și apoi, asta ne-ar încurca în contabilitate. Regretăm mult că nu-ți putem fi pe plac în această împrejurare, dar așa stau lucrurile. Descurcă-te cum poți." Iuda ieși din templu, dar înainte de a pune piciorul afară din palat, aruncă punga cu banii în sanctuar. După care, coborând spre râul Chedron, se opri în zona în care râul Hinom se varsă în el și acolo se spânzură de un copac de pe câmpul unui olar. Faptele apostolilor adaugă la povestea evanghelică funia s-a rupt, ceea ce nu ne vine greu să credem. Se pare că la vremea aceea terenurile nu costau mult la Ierusalim, căci a doua zi preoții, aflând de sinuciderea lui Iuda, cumpărară câmpul olarului cu acei faimoși 37 de franci și 50 și dădură ordin ca cel care li-i livrase pe Iisus să fie îngropat acolo. Mari iluminați ai Bisericii Catolice nu clarifică definitiv moartea lui Iuda. Un episcop, care este una dintre cele mai înalte autorități în ceea ce privește creștinismul, episcopul de la Hierapolis, numit Papias, pe care biserica l-a făcut sfânt, pretinde ca urmare a informațiilor furnizate de evanghelistul Ioan, al cărui discipol a fost, spune el, că Iuda a supraviețuit încercării lui de spânzurare, că a trăit mult și a avut o existență fericită, că s-a îngrășat și că a murit într-un accident de trăsură. A se vedea pe același subiect ce spune distinsul și superdistinsul abate Minie, un om care este o fântână de cunoștințe, în a sa Patrologie greacă. Tomul 5, pagina 1259. În concluzie,
Chestiunea n-a fost niciodată lămurită pe deplin. Evanghelistul Matei spune că Iuda s-a spânzurat și a murit. Matei, capitolul 27, versetele 3 și 10. Luca, autorul unei evanghelii și al faptelor apostolilor, nu spune nimic în Evanghelia lui, iar în faptele 1, versetele, capitolul 1, versetele 18 și 19 care urmează, povestește că trădătorul s-a spânzurat, dar că funia s-a rupt. Evanghelistul Marcu rămâne complet mut în privința sfârșitului lui Iuda. În sfârșit, Ioan, după ce a păstrat tăcerea în Evanghelia lui, a povestit episcopului canonizat Papias, discipolul lui, că apostolul cel rău s-a spânzurat, că funia s-a rupt și că ghinionistul a trăit amulți și fericiți. Descălciți, deci, ceva în această harababură de contradicții. Cât despre părerea mea personală, nu mai e nevoie să o spun. E cunoscută de multă vreme. Aceea că Iisus n-a existat niciodată. Nici Iuda, nici Matei, nici Marcu, nici Luca, nici Ioan. Și că evangheliile au fost scrise în secolul al doilea al erei creștine. Epocă în care a fost inventată religia, căreia îi datorăm pe Alexandru al VI-lea Borgia și pe Mastai Pius al IX-lea. Nota a traducătorului, doi papi de o moralitate discutabilă și detestați. Capitolul 63. De la Pilat la Irod și înapoi. Gărzi înainte, spre palatul guvernatorului, comandă capitanul. Nota autorului. Am folosit aici termenul de care se servește Evanghelia pentru a-l